Este încă o cauză care poate da acest miros neplăcut. În cazul ăsta trebuie să mergem la un gastroenterolog care ne va pune diagnosticul și ne va da tratamentul corespunzător. Guys, vă mulțumesc foarte mult pentru acest timp și noi. Ciao. Octombrie 2015. O zi obișnuită și rece de toamnă, care însă nu va fi uitată niciodată. Nimic nu anunța că va avea loc una dintre cele mai mari tragedii prin care a trecut România. Imaginea tragediei este încă destul de clară. La un concert rock a izbucnit un incendiu. România nu a mai fost niciodată la fel. Mulți au rămas cu semne pe viață, dar noi nu vorbim despre asta. Noi vorbim despre speranță, despre renaștere și despre o a doua șansă. Îi invit alături de mine pe doi oameni extraordinari. Dr. Felix și Oana Rotariu. Oana, ciao. Ce faci? Bine. Te salut. Ciao. Salutare. Doctore, bine te văd. Haideți să luăm un loc. Ce faceți? Bine. Cum v-ați cunoscut? O poveste frumoasă, nu? Bună povestea, da. Destul de complicat ne-am cunoscut. Ne-am cunoscut cu, cred că cu un refuz la început. Uh-huh. A venit să-și facă ceva pentru sprâncene, parcă inițial, și pentru scalp. Și am zis, bă, nu se poate. Mi-era foarte frică când am văzut-o că a venit puțin demoralizată. Dar am zis, what the hell? Uh-huh. Vrei să faci ceva până la urmă, nu? Da. Am mers pe încredere? Uh-huh. Am mers pe încredere. Am mers amândoi pe încredere și ai zis ce a trebuit. Știu că ai făcut la doctorul Felix și transplant de păr. Da. Și n-a fost cel mai ușor transplant. Pentru dânsul nu, pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă. Ok. Cum a fost, să zic, Oana, ca și pacient, vorbind din punct de vedere medical și procedural? Oana, ca și alți supraviețuitori de la colectiv care ne-au venit, sunt pacienți cu totul special, pentru orice medic, nu numai pentru mine neapărat, da? Sunt pacienți special de ce? Pentru că ei au nevoie reală de o îmbunătățire pentru a reîncepe resocializarea. E foarte greu să pornești ceva care nu l-a mai făcut nimeni înainte. A fost totuși o premieră mondială ce am făcut noi cu supraviețuitorii de la colectiv. Înțeleg că Oana chiar a fost cazul cel mai greu. Însă a fost și rezultatul, unul dintre cele mai frumoase rezultate care la ora actuală se cunosc. Și nu trebuie să mai zici nimic, că el se vede aici pe canapea. Bun, înțeleg că transplantul a fost greu, pentru că vorbim de o cicatrice destul de mare, de scalp. Au fost mai multe grefe de piele în zona respectivă. Era și o zonă hipotrofică oarecum, la unirea acelor grefe, dar și a avut complicații după prima intervenție. Însă, eu spun că nu numai efortul meu și al ei a fost, cred că a mai fost ceva care ne-a mai ajutat acolo. Altfel, nu-mi explic să ne iasă ceva atât de complicat, atât de bine. Deci, practic, vorbim de o grefă de piele întâi, adică a fost transplantată piele întâi în zona, exact, în care lipsea piele sănătoasă, exact, și după aia s-a făcut transplantul de păr peste grefa respectivă ca să ne dea tot aspectul de acum. Exact. Okay. Jumătate de scalp nu avea păr, deci partea din stânga, sprâncenele mai aveau doar câteva firișoare, a trebuit să reconstruim sprâncenele. Să avem și câteva poze pe ecran pentru oameni. Cum te-ai simțit după? Sau cum povestește-ne așa evoluția ta? Pentru că înțeleg că inițial te-ai dus chiar la niște clinici de afară și ți s-a spus că nu prea se poate face nimic. Da, m-am dus la mai multe clinici de afară, unde mi-au dat varianta cu balonul, unde îți bagă un balon sub piele și ți-l umflă, până când pielea se lărgește și, pe urmă, îți taie pielea din exces. Variantă care mie nu mi-a convenit, având în vedere că, după cum se pot vedea, cea mai mare problemă a mea era în zona feței și riscam să-mi tragă ochi, gură, da, odată ce pielea se întindea. Nu mi-am pierdut speranța, deși eram destul de demoralizată, pot spune. Cred că Felix știe cel mai bine cum am ajuns la el. Și am tot căutat, până un coleg de suferință mi-a zis, știu un doctor în România, s-a oferit să facă transplant pe gratis și în momentul ăla am avut un sentiment de asta, de familiaritate. Și am zis, hai să văd. Eu pe Felix, sinceră să fiu, nu-l știam. Și am fost la el și mi-a plăcut instant. Cred că această conexiune între pacient și medic este foarte importantă. Degeaba este medicul extraordinar de bun dacă nu există un click între ei doi. Bun. Și în câte proceduri s-a făcut
ce vedeam. Cred că au fost trei până acum. A fost una care am făcut sprâncenele, prima care am făcut sprâncenele. Ulterior, la 6 luni sau 5 sau 6 luni de zile, ciocănea la ușă, gata, s-au făcut 6 luni de zile să începem a doua sesiune. A doua sesiune este cea care am recompletat zona scalpului. A fost o operație foarte grea a doua, foarte grea, pentru că am avut mare curaj de la prima intervenție în care sprâncenele s-au refăcut complet. Am încercat o densitate mare pentru o zonă grefată, adică pentru o zonă nenaturală, am încercat o densitate foarte mare, de-aia ne-a și ieșit un rezultat așa de bun. Însă am avut și o complicație atunci. Am avut o necroză într-o zonă de clivaj între două grefe de piele. Era o zonă hipotrofică și acolo s-a întâmplat să avem o necroză. Însă, asta spun, uneori trebuie să ai și un pic de ajutor din altă parte ca să-ți iasă cum trebuie. Am reușit să trecem peste etapa asta foarte dificilă a complicației și, în final, un rezultat frumos. Azi zâmbim. Da, un rezultat incredibil, pentru că nici nu-ți dai seama că a lipsit vreodată păr de acolo. Da, așa e. Incredibil. Deci nu poți să-ți dai seama și asta include și intratul mare, scufundările și tot ce înseamnă că atunci când părul e ud, pare mai rar. Da. E incredibil. Zi-ne, dragă, cu ce te ocupi acum? Ce faci? Eu sunt analist de business. Lucrez la o firmă de asigurări din București. Lucrez în IT. Ce sfaturi le-ai da oamenilor care, să zic, trec prin ceva asemănător cu ce ai trecut tu? Să-și permită să simtă tot ce vor să simtă. Pentru a trece cât mai ușor printr-o dramă, cel mai important lucru este să-ți permiți să simți toate sentimentele care îți vin în acel moment, fără să te simți vinovat. Am spus-o și o să o repet, uram pe toată lumea, eu nu-mi doream să trăiesc. A fost o bună perioadă de timp în care nu mi-am dorit să trăiesc și încet, încet, acceptându-mi sentimentele și discutându-le cu psihoterapeutul meu, mi-am dat seama că, de fapt, eu îmi doresc să trăiesc, este normal să simt ceea ce simt și am început să lucrez la